Foarte mulți prieteni mi spun că mă dau cu cremă, având tenul sensibil în ideea de a hidrata, dar rămâne la suprafață, parcă nu se absoarbe. Sunt două principii aici. Fie este tenul foarte uscat și la început, primele 2-3 zile, se creează o barieră până reușește să pătrundă crema respectivă, fie pur și simplu nu priește. Dacă după utilizări repetate observăm că nu intră în piele, că nu hidratează îndeajuns, atunci e un semn că ar trebui poate să încercăm altceva. Un ten uscat mai poate recurge și la, mai ales pe timpul toamnă-iarnă, la mici vaporizări seara făcute acasă cu fel și fel de infuzii, de plante. Pot utiliza plante precum cimbrișorul, iasomia, flori de iasomie uscate, se găsesc în comerț. Deci chiar vă puteți face acasă, da, un bol cu plante, se toarnă apă fierbinte, stăm cu tenul acoperit 10 minute, inhalăm, e foarte sănătoasă infuzia și pentru tractul respirator, nu doar pentru piele, dar o astfel de infuzie purifică foarte mult, mai ales când suntem într-o fază cu ten uscat, când există și descoamare, da? Când se cojește practic pielea.